Bun găsit, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea Talent Show. Avem un invitat special, spun asta pentru că el face parte dintr-o familie de lăutari, este vorba despre Alin de la Bobești. Bine ai venit, Alin de la Bobești! Bună seara și bine v-am găsit! Ești alături de tatăl tău care te susține întotdeauna și te-am invitat pentru că tu cânți foarte bine live, eu te apreciez foarte mult și sunt convinsă că și telespectatorii îți vor aprecia calitățile vocale. Vreau să ne spui câteva cuvinte despre formația ta, despre piesele tale cu care ai venit la emisiunea noastră, că am înțeles că ai niște piese noi. Am venit cu mare plăcere că știu că m-ai invitat de atâtea ori și îmi cer mii de scuze că poate n-am mai putut să ajung. Sunt cu câțiva dintre băieții mei. Este vorba de formația mea și aceasta care vreau să-i prezint. Și cel pe din partea dreaptă, prietenul meu, Dorian Arabu. Dorian Arabu. Decât fizic, Dorian Arab. În partea dreaptă e vorba de tăicuțul meu, Gigel. Bosul tău. Sau și așa. Băiatul lui Mircea de la Bobești, și anume băiatul lui Adrian. Tot un prieten al meu, George Costache. Și așa mai departe. Ai o formație foarte bună și chiar apreciez. Da, și să nu uităm pe maestru Aurel de la Bobești, care face și el parte din formația mea și eu din formația lui. Ne ajutăm fiecare reciproc, el pe mine, eu pe el, ca să fie treaba bună. Ai o colaborare frumoasă, nu, cu băieții, cu formația ta? Da. Aveți nunți, petreceri? Mulțumim lui Dumnezeu. Merge. Ai o piesă foarte frumoasă, tu mi-ai spus că ai o piesă lentă și chiar vreau să vorbești puțin despre ea pentru că va fi prima piesă pe care o vei cânta în această seară. Da, e vorba despre melodia care știu că îți place ție, tu ai ascultat-o. Melodia Nu sta de milă cu mine, care e făcută de mine cap, coadă. E foarte bine că ai piesele lucrate de tine. E bine să cânți și pe celorlalți colegi ai tăi, dar... Da. E foarte bine că ai lucrat piesele tale personale și cu timpul cred că o să le auzi cântând și piesele tale de alți colegi. M-aș bucura, cu mare plăcere. Hai să vorbim puțin și cu tatăl tău, nu? Bună, bună! Bine ai venit, mă bucur din suflet că ești alături de noi și sper să vă simțiți bine la emisiunea noastră. Ca întotdeauna știi să-ți faci treaba extraordinar de bine și băiețelul meu să fie în top, sper să ajungă. Eu zic o să fie pentru că este foarte bun, are o voce foarte, foarte frumoasă, sunt foarte mulți soliști, dar să știi că el este unul dintre cei buni. Mulțumesc, rămână. Chiar îmi place cum cântă și sunt sigură că și telespectatorii îl vor aprecia. Da. Te ascultă? E puțin cam... Nervos. Plimbăreț. Păi e tânăr, trebuie să se plimbe. Să se distreze, nu? Mai vorbiți-ne puțin despre proiecte, despre, eu știu ce, mai aveți Cu proiectele cam greu, că suntem și noi cu petreceri, cu nunți, cu vă dați seama cum, dar vă promit că atâta timp cât pot și am să încerc să pot să scot și un album pentru toți telespectatorii noștri, pentru toți cei care ne iubesc și care ne apreciază acolo, cum dă Dumnezeu. Alin, eu te-am invitat aici la restaurant Aubert de această dată să vii să cânți, dar eu știu că tu cânți și la mai multe restaurante, nu? Acum să nu. Poate să vii și aici la restaurant Aubert, cine știe? Mare plăcere. Știu că ești foarte apreciat la un restaurant destul de mare și promit că o să vin acolo, și acolo. Mare plăcere. Să salutăm pe această cale pe domnul Marian Paraschiv, care suntem acolo, știe dânsul. Și din partea noastră și așteptăm invitația să ne invite să venim să filmăm acolo, nu? Mare plăcere.